ați venit la Muzeul de Artă, Piatra Neamț, cu ocazia deschiderii celei de-a 17-a ediții a Bienalei Naționale de Arte Plastice Rascăr Vorel. Vreau să vă spun că în anul 2011, în cadrul festivalului George Enescu, Muzeul Național de Artă al României a ales să celebreze muzica prin intermediul picturii și curatorii de la Muzeul Național de Artă al României au organizat o expoziție cu 40 de picturi care aveau sau erau inspirate din punct de vedere tematic sau compozițional de muzică. De ce are relevanță această mențiune pentru noi? Pentru că scopul proiectului Muzeului Național de Artă al României a fost acela de a recompune un traseu cuprinzător care să surprindă tendințele majore ale artei românești, moderne și postmoderne. Și alături de Arthur Verona, de Teodor Paladi, alături de Marcel Iancu, de Alexandru Ciucurencu, a stat și Lascăr Vorel. O recunoaștere națională a celui care dă, de peste jumătate de secol, sens manifestării ce-i poartă numele, Bienala Națională de Arte Plastice Lascăr Vorel. Aceasta a 17-a ediție pe care o deschidem în această după-amiază, are mai multe noutăți. În primul rând, iată, ne găsește, e prima bienală care ne găsește cu o mască pe față și dacă veți observa expoziția, veți vedea că acest fapt a constituit pentru unii artiști o sursă de inspirație. Iarăși, pentru prima dată, Complexul Muzeal Național Neamț are calitatea de prim organizator, de principal organizator. Și nu în ultimul rând, pentru prima dată s-a intervenit în regulamentul Bienalei Naționale de Arte Plastice din dorința de a ne alinia normelor manifestărilor artistice similare, naționale și internaționale. De asemenea, trebuie să vă spun, încă de la bun început, faptul că nu am fi fost în această seară la Muzeul de Artă și nu am fi avut această 17-a ediție a Bienalei dacă nu am fi obținut sprijinul financiar al Consiliului Județean Neamț, astfel încât îmi exprim mulțumirile față de reprezentanții forului nostru tutelar. Alături de noi în această seară se află distinși membri ai juriului, se află de asemenea cei care au organizat 12 ediții ale Bienalei Naționale de Artă Plastică Lascăr Vorel, reprezentanții Fundației Vorel Piatra Neamț, doamna inginer dr. Elena Ionescu și doamna Maria Comuniuc. De asemenea, se află și domnul director al Complexului Muzeal Național Neamț, căruia vreau să îi adresez cuvântul.
doamnelor și domnilor, stimați invitați, dați-mi voie ca în numele conducerii Complexului Muzeal Național Neamț să îmi exprim gratitudinea pentru că un astfel de eveniment poate avea loc la Muzeul de Artă din Piatra Neamț. Așa cum a spus și doamna director Mihaela Cristina Verzea, cu ajutorul sprijinului financiar al Consiliului Județean Neamț, cu ajutorul partenerilor noștri media, și ne referim aici la TVR Iași, la Radio România Actualități, Radio România Cultural, TV Trinitas și Jurnal FM, acest eveniment a fost popularizat și mai mult de 150 de artiști sunt prezenți pe simezele celei de-a 17-a ediției a Bienalei de Artă Plastică la Scărvorel. Este cu atât mai relevant acest eveniment, cu cât în această sală tocmai și-a încheiat periplu o expoziție-eveniment, expoziția Periplu Istoric de la Tudor Vladimirescu la Renașterea Națională. Datorită imaginației, acribiei și talentului pe care specialiștii Complexului Muzeal Național Neamț îl au, această sală, iată că a renăscut. Și este o sală primitoare în care, datorită doamnei Mihaela Cristina Verzea, datorită colegilor de la secția Protecție și Promovarea Patrimoniului Piatra Neamț, datorită colegilor de la Muzeul de Artă, astăzi această bienală este în casă nouă, ca să ne exprimăm așa. Și e cu atât mai plăcut cu cât membrii juriului sunt specialiști de vază care revin la Piatra Neamț. Ne referim astfel la președintele juriului, Clinicul de Artă Oliv Mircea, la doamna profesor doctor Doina Mihăilescu, la fostul meu profesor, domnul profesor Ștefan Potop și la criticul Marian Zidaru, care alături de artiști au stat și au încercat să dea cezarului ceea ce este al cezarului. În această seară, la vernisajul acestei expoziții, se vor decerna premiile. În schimb, de-a lungul întregului periplu al acestei bienale, până pe 9 ianuarie, și publicul are posibilitatea de a acorda un premiu. Toți cei care vor vizita vor putea să-și lase impresiile, recomandările și la finalul acestei bienale se va acorda și premiul publicului. Este cu atât mai onorant pentru noi să putem să fim părtași la o astfel de bienală. Mulțumim tuturor participanților, tuturor partenerilor și vă dorim o seară plăcută la acest eveniment. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim! Voi încerca să descriu foarte pe scurt modul în care s-a organizat această manifestare. A fost o provocare, cred că, de fapt, este prima manifestare de acest gen pe care o organizăm. Iar organizarea unui astfel de eveniment generează multe și variate emoții. Sprijinul pe care Fundația Avorel ni l-a acordat prin reprezentanții săi, care a constat nu doar în sfaturi, nu doar în, să spunem așa, trimiterea unor contacte esențiale pentru desfășurarea evenimentului, au constat și în trimiterea actelor organice ale manifestării. Acest sprijin trebuie declarat public și pentru el trebuie să adresăm calde mulțumiri. Nu am fi reușit să ajungem la bun sfârșit fără sprijinul dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată. Așa cum bine știți, Bienala de la Piatra Neamț are tradiție, are o continuitate și are notorietate datorită efortului Fundației la Scărvorel, am spus deja, 12 ediții ale Bienalei din anul 1997 și până în 2019 au fost organizate de Fundația Avorel Piatra Neamț. Evenimentul s-a organizat pentru prima dată în anul 1970, dar în perioada de dinainte de 1989 nu s-au desfășurat decât 4 ediții.
Vreau să vă spun de asemenea faptul că în economia evenimentului am acordat o atenție sporită juriului acestui concurs. Am căutat un juriu interesat de adevărata ierarhie a valorilor din arta românească și, așa cum i-a amintit și domnul director, au răspuns invitației noastre criticul de artă Olive Mircea, doamna profesor universitar dr. Doina Mihăilescu, sculptorul Marian Zidarul, un nume de marcă în ceea ce înseamnă sculptura românească, și, nu în ultimul rând, domnul Ștefan Potop, pictor și președinte al filialei Neamț a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Iată că, cu suport financiar și moral, am reușit să atragem în Bienală aproximativ 250 de lucrări, chiar peste 250 de lucrări, 153 de artiști, în urma preselecției realizată de membrii juriului. În concurs au rămas 80 de artiști și aproximativ 100 de lucrări. Pentru ceea ce înseamnă critica expoziției Bienalei Lascăr Vorel, îl voi ruga pe domnul Olive Mircea să ne prezinte critic această expoziție. Vă rog! De câte ori am prilejul, spun că orice comunitate și orice putere care se așează în fruntea acelei comunități se legitimează prin cultura pe care o face posibilă. Faptul că ne aflăm la 17-a ediție a Bienalei Lascăr Vorel vorbește pe deplin despre claritatea și solemnitatea cu care abordează actul cultural autoritatea instituțională a acestui muzeu, Muzeul Național de Artă de la Piatra Neamț, cât și autoritățile care finanțează activități ale acestei instituții. De câte ori vin la dumneavoastră, la Piatra Neamț, nu vă ascund că sunt extrem de impresionat de locul unde este acest muzeu și de faptul că această instituție, instituția bunului gust, din punctul meu de vedere, este în imediata vecinătate a centrului spiritual atât de important și atât de frumos al orașului. Cum bine s-a spus aici, Bienala de acum a încercat să facă o altfel de privire asupra artei românești contemporane. Suntem în plină pandemie. Asta ce înseamnă? Înseamnă că s-a stricat relația omului cu natura. Datoria noastră
a artiștilor, a celor care facem hermeneutică în proximitatea actului artistic, este să aflăm, pe de-o parte, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta și cu puterile noastre să găsim soluții de ieșire și mai ales de construcție a frumosului într-o asemenea condiție. Deci, după ce juriul a făcut o prima selecție, au rămas în expunere 80 de artiști care configurează în felul lor și în viziunea organizatorilor acestei expoziții, configurează o topologie a aurei. Aceasta este aura în care trăim noi. Spun asta cu toată convingerea și cu încrederea că promovând bine Bienala în următoarele 3 luni, adică atâta timp cât ea va rămâne pe Simeze aici, la Piatra Neamț, putem să dăm semnale către comunitatea artistică, către comunitatea cetățenilor, către comunitatea politică, către oamenii care se interesează cum anume se mișcă sufletul în această perioadă și ce avem de așteptat de la noi înșine și de la lume. Mă întrebam, înainte de a primi imaginile pe care organizatorii Bienalei, care au făcut munca aceasta extraordinară de adunare, clasificare, selecția imaginilor, trimiterea către membrii jurului, mă întrebam cum va fi universul ficțional al ediției din acest an. Sigur că aveam parțial răspunsuri și datorită faptului că de-a lungul anilor am văzut foarte multe ateliere, am văzut chiar atelierele artiștilor, unui număr destul de mare de artiști care sunt reprezentați în această bienală. Întrebarea rămânea însă trează și vie, gândindu-mă la ce consideră acești artiști, care în marea lor majoritate sunt nume proprii ale artei românești contemporane și sunt nume proprii în comunitățile unde ei trăiesc, construind o hartă culturală a României ultimilor 20-30 de ani. Mă întrebam cum va fi, ce surprize vom avea. Și bineînțeles, mi-am dat răspunsurile mele, sper ca în studiul pe care îl voi face pentru catalogul pe care îl va tipări secretariatul Bienalei, să încercăm să provocăm prin acest catalog și prin felul în care îl vom gândi și îl vom concepe, să arătăm ce concluzii am tras noi, cum adică trebuie să facem pașii următori. Cu toții am spus și pe lângă urechile unora dintre noi a trecut neobservat faptul că e sigur că după pandemie ceva din ființa noastră se va schimba. Se va schimba în planul orizonturilor noastre sufletești, a orizontului moral, a orizonturilor de cunoaștere și a orizonturilor de abordare a naturii. Când mi-am dat seama că e mult mai săracă prin pandemie relația noastră cu înconjurul nostru cultural, m-am gândit că va trebui să căutăm împreună sau individual soluții în atelierele noastre sau la masa de scris, să căutăm soluții pentru a face altfel cultura decât am făcut-o până mai ieri.
Pentru că și noi suntem vinovați de faptul că s-a declanșat această nenorocire în fața căreia avem sau nu avem răspuns. Ne-am misterizat sau ne-am retras, am devenit mai liniștiți sau am devenit mai agitați. Prima observație pe care o am în seria nu foarte lungă de observații pe care le-am făcut în perioada aceasta de când m-am ocupat împreună cu colegii mei de Bienală, e că noi ne-am străduit să eliminăm în toate felurile amatorismul. În anii din urmă, după părerea mea, amatorismul a înflorit și și-a căutat locuri, făcând posibilă impostura la toate nivelele. Instituțiile publice, instituțiile de cultură, sau cum îi spuneam eu la început acestui loc, loc al bunului gust, nu poate să tolereze amatorismul, nepriceperea și lucrul pe jumătate făcut. Iată că, printr-o primă selecție, lucrurile aproape s-au înjumătățit, sper că înspre bine. Probabil că în scenografiile de gândire a acestei expoziții ar mai fi fost posibile, cum rezulta și din discuțiile pe care le-am avut ieri cu doamna Mihaela Verze și cu colegii noștri din juriu, ar fi fost posibile încă alte nenumărate modalități scenografii de panotare a expoziției. Poate le vom face, poate vom reuși să ne provocăm propriul nostru suflet pentru a vedea lucrurile și din alte și alte și alte perspective. Mediul Bienalei este un mediu, din punctul meu de vedere, pozitiv și plin de energie. Ceea ce trebuie să mă credeți că vă spun acum e faptul că lucrările care au fost selecționate au fost selecționate de toți membrii juriului, că n-au fost fapte de disonanță cognitivă așa încât să intrăm în tensiuni și să spunem, da, asta de ce e, da, asta de ce nu e. Înseamnă că limbajele pe care le-am învățat, pe care le-am frecventat, pe care le-am cultivat la nivelul marii arte, fiecare la locul unde stă, sunt încă puternice, sunt încă valide și dacă le practici cu bun simț și cu profesionalism, ele rămân expresive. Prin urmare, între faptele și grila de evaluare a lucrărilor, limitele de performanță ale expresivității gestului plastic au ocupat prin planul evaluărilor și a taxonomiilor care încet, încet s-au dezvăluit. A fost o dare în vileag pe care, bineînțeles, că aceste premieri pe care le-am făcut le exprimă în expoziție și în spațiu public, pentru că deja, peste câteva momente, după ce vor fi anunțați premianții, această ierarhie pe care jurul a produs-o va deveni un gest public. Acești artiști care au fost selecționați pentru a intra în catalog și pentru a face corpul de foc și de candoare al Bienalei, cum vă spuneam, sunt nume proprii și vor lăsa aici și la locul unde există ei acum, vor lăsa urme dintre cele mai bune în legătură cu practicarea
propriei lor meserii, amprentele personale ale fiecăruia dintre expozanți sunt pentru noi, care deja ne-am obișnuit cu acest univers iconic al autorilor, sunt pentru noi bine cunoscute, relativ bine înțelese și, din punctul nostru de vedere, extrem de expresive. În primul rând, mi s-a părut esențial să constatăm că această expoziție nu este o aliniere de autori, o aliniere de abordări, ci este o colecție. Veți putea vedea, dacă veți reveni în expoziție, calm și liniștiți, veți putea vedea cum universul artistic al fiecăruia dintre autori comunică cu ceilalți autori, comunică cu colegii care în aceeași sală sau în același spațiu încearcă să construiască o vibrație și un semn și să dea sens trăirilor lor. Vorbesc despre faptul că arta de aici are sens, gândindu-mă cu oarecare bucurie la acest lucru, pentru că aveam sentimentul în ultimii ani, înainte de începerea acestei mișcătoare maladii, care sigur ne-a pus pe gânduri pe toți, că lucrurile încep să-și piardă sensurile profunde și mai ales sensurile metafizice. Apoi, am văzut cum, încet, încet, revine la locul ei, în universul artiștilor, o lume de subiecte. Subiectul era într-o disoluție de-a dreptul îngrijorătoare pentru noi, cei care privim artă și comentăm artă. În limbajul plastic deveniseră mult mai importante decât substantivele și verbele, deveniseră importante fie interjecțiile, fie prepozițiile, fie acele părți ale limbajului care nu totdeauna pot acoperi o construcție care să aibă frumusețe, expresivitate și splendoare. Ce aș mai privi cu mult respect și cu multă bucurie e faptul că mulți dintre premianții din această ediție a Bienalei Vorel sunt relativ tineri. Trebuie să știți, vă spune cineva care s-a ocupat mult de tineri, m-am ocupat mult de felul în care se maturizează un artist, că în artele plastice nu există fapte de precocitate. În artele plastice trebuie să crești firesc și, ca la filozofie, dialogurile de tinerețe ale lui Platon sunt scrise când Platon avea 60 de ani. Cele de maturitate sunt scrise când el avea 70 de ani și așa mai departe. Deci cam așa cumva trebuie să înțelegem și artele vizuale. Aici însă avem de-a face cu autori foarte tineri care au asumat foarte repede multe din virtuțile și tainele limbajului artistic și plastic și care, din punctul meu de vedere, readuc sensul și pun la locul bine meritat formulele de limbaj care, cum vă spuneam, se pierduseră. Dacă va fi nevoie, când vom face catalogul, poate că n-ar fi rău să ne mai adunăm și în jurul unei mese rotunde să discutăm despre ceea ce se întâmplă, despre freamătul care s-a declanșat și sigur el își va produce efectele în interiorul mișcării intelectuale
din țara noastră și din Europa, pentru că ea conține în sine îngrijorările, bucuriile, splendorile pe care artiștii le-au în operă. Abia acum, cred că aici sunt lucrări care se ridică la demnitatea pe care le-o dă vecinătatea cu Lascăr Vorel, cu centrul spiritual al acestui loc care este biserica și cu multe dintre dezideratele pe care ți le impui într-un mod abstract și nu totdeauna ești sigur că le-ai obținut. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc tuturor artiștilor care au făcut posibil evenimentul din această seară, înainte de a anunța și de a începe anunțarea premiilor. Așa cum bine știți, regulamentul Bienalei Naționale de Arte Plastice Lascăr Vorel prevede acordarea mai multor premii, premiu pentru fiecare secțiune, premiu pentru pictură, sculptură și grafică, marele premiu al Bienalei și acordarea unor premii speciale. În acest an, în afara celor patru premii, există două premii speciale, un premiu special al Fundației Vorel, un premiu pentru debut și un premiu pe care domnul Ștefan Potop, în calitate de președinte al filialei NAMTS a Uniunii Artiștilor Plastici din România, l-a obținut de la Uniune și vom vedea cine este câștigătorul acestui premiu. Voi începe eu și voi citi nominalizații la categoriile pictură, grafică, sculptură. Vom anunța apoi premiile speciale și la final marele premiu, pentru ca toți invitații noștri și membrii juriului să vă adreseze câteva cuvinte, voi citi nominalizații, iar premiul va fi anunțat și comentat de câte un reprezentant al juriului și de reprezentanții Fundației Vorel. Deci, pentru secțiunea pictură au fost nominalizați Liliana Tofan Galați, Paul Târziu Bistrița, Mariana Papară Pietra Namț, Silvia Maria Stoica București, Teodor Ștefan București. O invit pe doamna profesor universitar dr. Doina Mihăilescu să ne dezvolte câștigătorul secțiunii. Organizarea acestei bienale de artă plastică doamnei Mihaela Verzea, pentru că a făcut posibil și a organizat excepțional și a pus foarte mult suflet în realizarea acestei bienale. Și vreau să vă spun că întregul juriu, după o selecție și o analiză riguroasă, având la bază criterii estetice de mare valoare și profesional-artistice, a hotărât să decerneze premiul pentru pictură, pentru pictură domnului Alexandru Antonescu, pictura Dic de la Balcic, pentru secțiunea pictură. Și la mine rămâne.
da, pentru că urmează sculptura. Da. Tare rău participantul nostru. Îl voi invita pe domnul Marian Zidaru să anunțe premiul pentru sculptură. Vă rog. Am uitat să citesc nominalizații. La secțiunea sculptură, nominalizările au fost Ioan Curlacu Bacău și Florin Zu București și Matei Gașpar. Vă rog. Anul acesta, sculptura nu prea a fost grozav reprezentată. Au fost doar 4 sculpturi, dacă nu mă înșel, cu dimensiuni mici, nu foarte importante, dar am ales în cele din urmă sculptura domnului Matei Gașpar, metalul de acolo, care este foarte brutalist lucrată și mi s-a părut că are și elemente care leagă puțin obiectul de dramele contemporane, cu ele acelea înfipte și cu Hrisovul așezat pe cele 4 picioare de metal. Asta mi s-a părut interesant și o lucrare de forță care a meritat să o premiem la secțiunea sculptură. Am fi vrut să avem de unde alege mult mai puternic, bătălia să fie mai strânsă și obiectele de mai mari dimensiuni. Poate în anii următori se va întâmpla acest lucru. Până aici. La secțiunea grafică, nominalizări, Constantin Adrian Corcăcel Galați, George Romila Namț, Mihail Voicu Iași, Raul Popa Galați, Anca Constantinescu București. Îl invit pe domnul Ștefan Potop să anunțe premiul. Premiul George Romila. Anca Constantinescu e din greșeală pe listă, e la secțiunea pictură. Aș mai nominaliza eu, din proprie inițiativă, pe Simeon Zamșa din Republica Moldova. Da, eu sunt pictor, n-am ce spune prea multe despre pictură, bineînțeles despre grafică, bineînțeles că școala de la Galați este fruntea, dar iată că nici Neamțul nu se lasă, George Romila fiind din filiala noastră. Profit de ocazie să mulțumesc celor 153 de colegi care au achiesat la provocare, organizatorilor, Consiliul Județean Neamț, Complexul Muzeal Județean Neamț, Fundația Vorel, Uniunea Artiștilor Plastici din România, precum și partenerilor media care totdeauna sunt alături de noi. Ca o concluzie, indiferent pandemie sau ce-o fi, 4 cuvinte care nici măcar nu aparțin, ars longa vita brevis. Ne întâlnim în 2023 la 18-a ediție. Premiul pentru debut, care va fi acordat de Fundația Vorel Piatra Neam, jurizat de Juriul Bienalei Naționale de Arte Plastice, o invit pe doamna Ionescu sau doamna Huminiuc. Doamna Ionescu, președintă. Vă rog. Dacă mi se permite, vreau să spun și eu câteva cuvinte. Bineînțeles. Da, eu ce pot să spun, că este o minune că astăzi, pe simezele de la Muzeul de Artă din Piatra Neamț, vedem această a 17-a expoziție a Bienalei și de aceea transmit din partea mea o îmbrățișare strânsă, cum spunea și domnul Oliv, pentru cei care au organizat această bienală și
suntem cei din Fundația Vorel, cei din Planta Vorel, suntem mândri că, și mulțumiți că această expoziție are loc. Ce pot să spun? Doamna Mihaela Verzi a fost extraordinară, a comunicat foarte bine cu noi și, și a depus toate eforturile ca să facă această bienală, ca această bienală să aibă viață și anul acesta. Mulțumim foarte mult domnului director al muzeului, domnul Nepula, domnul președinte al juriului. Mulțumim custodiului acestui muzeu, doamna Silvia Tristăriu, și celorlalți membri a juriului. Mulțumim și Consiliul Județean, care a ajutat la finanțarea acestei manifestări. Încă o dată aș vrea ca să nu se întrerupă această manifestare și chiar dacă noi nu vom mai exista peste câțiva ani, ea trebuie să continue prin efortul celor tineri care vin după noi. Ca premiu... Ați avut și nominalizați? Este o singură nominalizare, nominalizatul este și premiat. Deci premiatul este Daniel Hadescăliței, este un tânăr sculptor. Sculpturile lui sunt acolo, expuse, și suntem încântați și putem acorda acest premiu din partea Fundației Vorel. Ne-au rămas două premii. Înaintea marelui premiu, premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România. Nominalizările au fost Teodor Ștefan București și Anca Constantinescu București. Tot pe domnul Ștefan Potopul voi ruga să anunțe câștigătorul. Câștigătorul Teodor Ștefan, filiala UAP București Pictură. Și pentru anunțarea marelui premiu îl invit din nou pe domnul Oliv Mircea. Vă rog. Este surprinzător că marele premiu, de data aceasta, se duce către un artist care nu practică neapărat ca soluție de comunicare artistică de prima mână, nu practică pictura, ci vine dinspre grafică. Lucrarea lui e extrem de expresivă, arată atenția și ochiul foarte bine ancorat în lucrurile pe care le trăim cu toții. La Marele Premiu au fost doi nominalizați. Alexandru Antonescu, câștigătorul secțiunii pictură, și Constantin Adrian Corbăcel din Galați, despre lucrarea căruia a vorbit domnul Oliv Mircea. Deci Constantin Adrian Corbăcel este câștigătorul Marelui Premiu al Bienalei Naționale de Arte Plastice Lascăr Vorel, ediția a 17-a. Îi felicităm pe toți cei nominalizați, pe premiați. Le mulțumim tuturor participanților, tuturor celor 153 de artiști care au acceptat să colaboreze și la această ediție a Bienalei. Și în afara mulțumirilor pe care le-am adresat colaboratorilor noștri, Fundației Vorel, Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala NAMTS, Consiliului Județean, finanțator al evenimentului, țin să adresez mulțumiri și echipei Complexului Muzeal Național NAMTS, care a făcut posibil acest eveniment, domnului director, dr. Dorin Ciprian Nicola, manager al instituției, doamnei contabil șef, Manuela Tofan, domnului director de marketing, Constantin Soroceanu, pentru că tot au fost amintiți și s-au adresat mulțumiri partenerilor noștri media. Vreau să adresez mulțumiri colegei noastre, noua noastră colegă, referent marketing
Claudia Maxim pentru promovarea exemplară a evenimentului și atragerea acestor parteneri media la care am revenit de ceva vreme. Iată, îi datorăm doamnei Maxim o foarte bună mediatizare a evenimentului. Secretariatul acestui eveniment a fost asigurat alături de doamna Claudia Maxim, de doamna referent de specialitate Anca Ionescu. În ceea ce privește preluarea și înregistrarea lucrărilor participante în concurs, această activitate a fost gestionată cu profesionalism de colegele noastre, doamnele Irina Cosma și Alexandra Pârvan. V-a spus domnul director că Bienala beneficiază, iată, de un spațiu reamenajat. Pentru această reamenajare îi mulțumim domnului Lucian Muță, șeful Serviciului Patrimoniu și Protecția, Promovarea și Protecția Patrimoniului din cadrul Complexului Muzeal Național Neamț. Această sală în care ne aflăm este, de fapt, sala de artă contemporană și este un spațiu de expoziții permanente, la sugestia colegei noastre, doamna Silvia Trăistariu, am optat să avem bienala anul acesta în acest spațiu. De obicei, spațiile destinate bienale erau cele două săli de expoziții temporare, sala Iulia Hlăucescu și sala Mansardă. Îi mulțumesc doamnei Silvia Trăistariu pentru colaborare, atât timp cât a fost lăsată de virusul care, iată, a zăpăcit întreaga lume. Ne bucurăm că a revenit printre noi și este bine. De asemenea, în ceea ce privește panotarea, etalarea lucrărilor, le mulțumesc colegilor mei, Dumitru Bostan, restaurator în cadrul muzeului, Complexului Muzeal Național NAM și domnului muzeograf Lucian Vasiliu. Pentru ce înseamnă fotografierea lucrărilor, se va vedea munca domniei sale în catalogul expoziției. Pentru imortalizarea evenimentului de astăzi, mulțumesc domnului fotograf Florin Ghimiș. Și nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență și încă o dată partenerilor noștri și membrilor juriului care au făcut efortul de a veni de la câteva sute de kilometri distanță la Piatra Neamț pentru a cinsti această 17-a ediție a Bienalei. Tuturor mulțumiri și vă invităm să vizionați expoziția.